Susținători și activiști ai Partidului Șor au protestat împotriva deciziei autorităților de a indexa pensiile cu doar 14,1% în loc de 30%. Aceștia au organizat un flash mob în centrul Chișinăului. Inițial, acțiunea de protest a fost planificată să se desfășoare în fața Parlamentului, dar polițiștii s-au opus, oamenii au mers în coloană de la grădina publică Ștefan cel Mare până în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu. Deputații Partidului Șor au anunțat în cadrul flashmobului că vor înregistra la Parlament un proiect de lege pentru abrogarea inițiativei PAS de indexarea pensiilor cu 14% și revenirea la indexarea în funcție de rata inflației. Noi, deputații fracțiunii Partidului Șor și întreaga echipa Partidului Politic Șor în frunte cu Ilan Șor, o să facem tot posibilul și o să luptăm în continuare pentru drepturile noastre, în primul rând a pensionarilor noștri, care au stat la baza construirii statului nostru. Datorită vouă noi trăim, datorită vouă noi suntem. Deputatul Regina Apostolova a reamintit că populația Republicii Moldova îmbătrânește, iar numărul pensionarilor a ajuns la 700.000. Noi stăm la paroghe. Astăzi ne aflăm în pragul începerii sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului Republicii Moldova, iar primul proiect care va fi înregistrat astăzi în Parlament se referă din nou la pensionarii noștri care au dat ani și zeci de ani pentru dezvoltarea acestei țări și au ieșit cu pensii mizere. Astăzi, desigur, atenția Partidului Șor și a lui Ilan Mironovici este îndreptată spre dumneavoastră. La flashmob, organizatorii au demonstrat ce își puteau permite pensionarii să cumpere acum un an și ce pot acum cu aceiași bani. Produsele alimentare au fost înșirate pe două mese, iar cea care reprezenta situația actuală era vizibil mai săracă. Așa noi vrem să trăim! Oare aceasta înseamnă Europa? În Europa, pensionarii merg cu Mercedes-uri și BMW-uri. Au case cu Bentley. Au case, au toate condițiile de trai și încă pot să ajute copiilor și nepoților săi. Dar la noi ce se întâmplă? Vorbim și vorbim despre Europa și nu se primește nimic. Bani de armamente sunt, bani pentru președinție sunt, bani pentru aparatul Mai Sandu sunt, dar pentru dumneavoastră bani nu sunt. La finalul flashmobului, deputații Șor au mers la Secretariatul Parlamentului, unde au înregistrat un proiect de lege pentru indexarea pensiilor cu 30% în funcție de rata inflației. Fracțiunea Partidului Șor, la inițiativa domnului Ilan Șor, a elaborat un proiect de lege care urmează să fie înregistrat la Parlament, prin care propunem modificarea articolului 13 din legea privind sistemul public de pensii. Mai exact, solicităm ca guvernul să stabilească un coeficient de indexare a pensiilor care să nu fie mai mic decât rata inflației înregistrată la sfârșitul anului precedent. De asemenea, cerem ca pe viitor indexarea pensiilor să nu fie mai mică de 10%, indiferent de rata inflației și neadmiterea niciunei derogări de la prezentă formulă. Parlamentarii Partidului Șor intenționează de asemenea să interzică politicienilor prin intermediul proiectului lor să intervină în procesul de indexare a pensiilor. Potrivit Marinei Tauber, amendamentele lor vor asigura respectarea Constituției în ceea ce privește obligația statului de a asigura un trai decent pentru cetățenii săi și vor viza 700.000 de persoane. În plus, fracțiunea Partidului Șor intenționează să insiste în continuare asupra adoptării celuilalt proiect de lege al său înregistrat în toamna anului trecut, care presupune majorarea pensiei minime până la 5.000 de lei.